Mă bucur foarte mult să fiu din nou împreună cu dumneavoastră. Aș dori să adresez mulțumiri fratelui Ciprian, echipei de conducere acestei biserici pentru ospitalitate, pentru primirea frumoasă, pentru invitație, pentru organizarea acestei conferințe. De asemenea, sunt întotdeauna bucuros să fiu împreună cu fratele Pastoroniță. Uh, nu numai că este al dumneavoastră, dar este și prietenul meu. Uh, călătorim mult împreună în bisericile rugul aprins. Uh, am ajuns să-i cunosc inima. Are o inimă care bate și arde pentru dumneavoastră pentru lucrarea Domnului din cadrul acestei mișcări de excepție în cadrul cultului penticostal din România și cred din toată inima că Domnul îi va da sănătate. Îl va ajuta să treacă biruitor prin această mare încercare a vieții lui. Să știți că uh, și eu am trecut prin câteva momente de mare criză, uh, uneori datorită unor probleme, Legate de biserică, alteori, datorită unor probleme de sănătate, alteori, datorită unor probleme în familie. Și să știți că ăsta este testul cel mai înalt al unui slujitor. Pentru că atunci când e totul ușor, când suntem admirați, când toate lucrurile ne merg bine, e simplu. Atunci putem să fim biruitori, putem să cântăm, putem să ne rugăm. Însă atunci când abia stai pe picioare și totuși consideri că trebuie să alergi, să te ostenești și să continui să lucrezi spre slava Domnului, știți că nu este ușor. De aceea, fratele Onița are nevoie de rugăciunile noastre, de suportul nostru din toate punctele de vedere. Frate Ionită, te iubim, te prețuim și te binecuvântăm în numele Domnului. Când am venit în sală era afișat uh, textul anului. Și am înțeles că este anul rodirii. Și că aveți ca text pentru anul acesta pilda smokinului neroditor. Uh, aveam alt gând, uh, un alt subiect la care mă gândisem, însă pentru că nu numai că aveți tema anului ci, și pentru că se termină anul acesta în curând, am găsit de bine să adresez un mesaj care se leagă de această pildă a smochinului neroditor. Pentru că trebuie să ne facem un bilanț acum la încheierea anului, să îl începem pe cel nou cu hotărâri noi. Aș vrea să citesc din Evanghelia după Luca, din capitolul. 13, de la versetul 1 la versetul 9, Evanghelia după Luca, 13, 1 la 9. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Isus că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și au murit, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. El a spus și pilda aceasta, un om avea un smochin sădit în via sa, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Ta el, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun noi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea cuvântului sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubis frați, uh, scumpe surori, atunci când Domnul Iisus Hristos se adresează acestor oameni, este ca răspuns la ceea ce ei credeau că sunt știri noi, necunoscute Domnului Iisus. Uh, nu-i judecăm prea tare, nu-i așa de multe ori. Și noi, când ne rugăm, o facem într-un asemenea fel încât aproape că parcă îl informăm pe Dumnezeu, ca și când n-ar ști despre ce este vorba. Știți ce aduce în rugăciunile noastre acest sens al faptului că stăm de vorbă cu un om ca și noi. Atunci când rugăciunile noastre sunt pline de reproș. Vă aduceți aminte că atunci când dormea în Corabie, Domnul Isus, ucenicii s-au adresat în mai multe feluri. Și unul dintre ele a fost, Doamne, nu-ți pasă că pierim. Reproșul acesta ne arată că. Oamenii aceștia încă nu știau cu cine au de-a face. Ca dovadă că după ce a potolit furtuna, s-au mirat nevoie mare. Și au spus, cine este acesta de sunt supuse vânturile și marea? Dragii mei, haideți să ne rugăm ca niște oameni care îl cunoaștem pe Dumnezeu și să vorbim cu Dumnezeu ca și cu Dumnezeu. Oamenii aceștia vin și spun: uh, Uite să-ți povestim ceva. Probabil că n-ai auzit. Ai fost preocupat cu predicile, cu minunile, cu temirce. Uh, uite ce s-a întâmplat. Niște rebeli s-au adunat să aducă jertfe. Niște oameni care erau zeloți împotriva stăpânirii romane. Și Pilat a trimis un detașament militar, i-a surprins în timp ce aduceau jertfe, i-a ucis și le-a amestecat sângele cu sângele jertfelor lor. Uite ce atrocitate. Ei au așteptat o reacție de la Domnul Iisus Hristos. Și ascultați cum întoarce Domnul Iisus Hristos această știre Ba mai mult, le spune, auzi, hai să vă informez eu, știți că s-a prăbușit un turn uh, în Ierusalim și a căzut peste 18 inși și i-au omorât pe toți? Că poate n-ați aflat. Știu și de oamenii uciși de Pilat, știu și de oamenii peste care a căzut turnul din Siloam. Întrebarea Domnului Iisus Hristos este următoarea și e foarte important să înțelegem acest preludiu al pildei smochinului neroditor. Pentru că se leagă una de alta. În contextul în care Domnul Iisus Hristos vorbește cu acești oameni despre cei ucis de Pilat și cei peste care a căzut turnul, în contextul acesta, ca rezultat al acestei conversații, spune pilda smochinului neroditor. spune, credeți voi că acești galileieni uciși de pilat au fost cei mai rei dintre toți galileienii? Și credeți voi că cei 18 inși care au fost la locul nepotrivit, la timpul nepotrivit, au fost mai răi decât toți ceilalți locuitori ai Ierusalimului, doar pentru că a căzut turnul peste ăștia și peste ceilalți, nu? Și le spune: Eu vă spun, nu. Nici Galileienii nu au fost cei mai răi, nici iudeii din Ierusalim peste care a căzut turnul nu au fost cei mai răi. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Acum, Haideți să ne uităm puțin la versetul ăsta și să fim atenți la ceea ce citim. Ce înseamnă toți veți pieri la fel? Înseamnă că pe toți o să ne urmărească Pilat, o să trimită armata și o să ne extermine? Înseamnă că peste toți o să cadă un turn într-o zi și o să ne strivească? Ce înseamnă toți veți pieri la fel? Și haideți să ne uităm la câteva învățăminte din acest pasaj, ca apoi să putem parcurge principii ale pildei smochinului neroditor. Mai întâi, ca oameni, toți meritam moarte, într-un fel sau altul. Pentru că spunea Apostolul Pavel, plata păcatului este moarte. Și toți cei care fac lucrurile acestea, și acolo e o listă întreagă de nelegiuiri, sunt vrednici de moarte. Dragii mei, Dumnezeu nu ne-a creat să murim. Toate lucrurile normale și naturale cu care am fost înzestrați și echipați prin creație, nevoia de a ne hrăni trupurile. Uh, Respirația, faptul că vrem să bem apă, somnul, toate lucrurile acestea nu fac parte din tragedia vieții. Încă n-am văzut pe cineva să spună vai, să jelească mama, tata, copiii că se duc la clucare. Cu toate că ești câteva ore inconștient face parte din normalitatea vieții. Toți avem experiența și știm că ne culcăm seara și ne trezim dimineața. E ceva normal. Nimeni nu se chinuie, spune, domne, dar nu mă să mai termin o dată, iarăși trebuie să respir, dar cât mă dă vreme mai treze, Face parte din normalitatea vieții. Toți ne îngrozim și ne răzvrătim în fața morții. Știți de ce? Pentru că n-am fost creați să murim. Moartea este rezultatul păcatului. Și în momentul în care, în grădina Eden, primii oameni n-au ascultat de Dumnezeu, noi am putea să spunem, domnule, la chiar așa să apese Dumnezeu pe butonul roșu dintr-o dată și să le rostească sentința de moarte, chiar în halul ăsta. Păi i-a avertizat dinainte și le-a spus, în ziua în care veți mânca din pom, veți Muri. Acum, întrebarea mea este: Au murit ei în ziua aceea? Da și nu. Au murit spiritual. Moartea spirituală. Pentru că în ziua aceea, Dumnezeu i-a blestemat, a blestemat Pământul și i-a scos afară din grădină. Și a apărut separarea între om și Dumnezeu. Despărțirea de Dumnezeu e moarte din punct de vedere spiritual. Doi, din punct de vedere profetic. Știți că Biblia spune că la Dumnezeu o zi este ca o mie de ani și o mie de ani ca o zi. În prima zi profetică, oamenii în primele generații au trăit până la 969 de ani, nu? Avem recordul de longevitate. O mare parte din patriar, ceva peste 900, au murit în prima zi profetică. În prima zi profetică. Dar s-a întâmplat altceva. În prima zi când au păcătuit, au devenit muritori. A intrat moartea în compoziția lor genetică. Și în fiecare zi a existenței, din prima până în ultima, omul poate să moară. Știți că omul poate muri din prima zi a vieții lui până în ultima zi a vieții lui. În oricare dintre ele poate surveni moarte. Într-un fel sau în altul. Pentru că suntem muritori. Toți însă merităm să murim. Ce bine a înțeles tâlharul de pe cruce. n am învățat niciodată teologie, n-a fost niciodată la o școală biblică, dar știți ce a priceput? că merită să moară. Că diferența între el și Hristos este că el face parte dintr-o categorie largă de oameni, toți oamenii care merită să moară în vreme ce Domnul Iisus Hristos este singur în categoria cuiva care nu merită să moară. De fapt, știți că la sfârșit moartea și locuința morților vor fi aruncate în iazul de foc. De ce Dumnezeu aruncă moartea în iad? pentru că a comis cea mai mare atrocitate a istoriei. Pe toți când ne seceră moartea, își face datoria. Când l-a secerat pe Domnul Isus Hristos, a încălcat principiul că plata păcatului este moartea, pentru că Hristos n-a avut păcat. Și în momentul în care l-a secerat pe Hristos, și-a rostit propria sentință. Cel mai mare păcat al morții e că s-a atins de cineva de care n-avea dreptul să se atingă. Din cauza asta, moartea nu l-a putut ține, a avut nevoie de trei zile și trei nopți să coboare în adânc, pentru că și acolo trebuiau să se ridice porțile iadului și ale morții și ale locuinței morților. A trebuit, prin piruința aceasta, a faptului că nu i-a luat nimeni viața, el și-a dat-o de bunăvoie, să meargă în adânc, să recupereze sufletele sfinților din vechiul legământ și al patriarhilor care au fost văzuți la înviere pe străzile Ierusalimului, că nu-l mai găsim pe Avram în locuința morților, ci îl găsim în cer și pe Lazar în sânul lui. Ei, dragii mei, dacă suntem corecți cu noi. Nu când ne comparăm unii cu alții. Nu când ne comparăm. Când ne comparăm unii cu alții, cel mai nenorocit om din lumea asta găsește unul mai rău ca el. Ca să ilustrez puțin, zice că un mafiot a murit. Un om care a făcut crime, care a răpit bani de la afaceri de la toți ca să-i lase să supraviețuiască. Ce face un mafiot? Și când a murit, fratele lui, care și el era mafiot, s-a dus la preot și a spus, domnul preot, zice, îți dau un milion de dolari dacă ai să spui la înmormântarea lui fratele meu că a fost un sfânt. Acum preotul s-a gândit și la milionul de dolari, dar s-a gândit și la sufletul lui Eu să -mi mint acolo, să spună Că a fost un sfânt, știți că mafioții sunt catolici de felul lor. Și ce credeți că a făcut preotul? S-a la mormântare și a spus, oameni buni, îl vedeți pe ăsta care e aici în sicriu? A fost un tâlhar, a fost un hoț, a fost un ucigaș, a fost un criminal, a fost un om de nimic, a făcut toate blestemățiile din lume, dar în comparație cu fratisul care stă pe primul rând acolo, a fost un sfânt. Dragii mei, fiecare dintre noi ne putem declara sfinți când ne comparăm cu alții. Dacă ai să cauți bine, ai să găsești unul mai rău ca tine. E adevărat că ai să găsești și unul mai bun ca tine, dar la ea nu ne uităm. Însă, ce te faci atunci când te compari cu Dumnezeu? Cei mai mari oameni ai istoriei, când au ajuns în prezența lui Dumnezeu, au capitulat și au spus, suntem pe nicăieri, suntem distruși, suntem nenorociți. Vă aduc aminte de Isaia, care a spus, vai de mine! Păi ăsta era un proroc mare, Isaia a fost evanghelistul Vechiului Testament, Isaia a prorocit despre Mesia, Isaia a fost chemat direct de Dumnezeu, Isaia a fost transportat în rai, în sala tronului lui Dumnezeu și a văzut acolo măreția lui Dumnezeu. Și când l-a văzut pe Dumnezeu, în loc să se uite în stânga și în dreapta, spună, eu sunt cineva. Dumnezeu m-a adus aici să văd niște lucruri extraordinare. Știți ce a spus? Vai de mine, sunt un om cu buze necurate și trăiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Marele apostol al iubirii. Când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, nu la cina acea de taină unde s-a așezat, cu capul pe pieptul lui. Pentru că era ucinicul iubit de Isus. Ci în insula Patmos, când a venit Hristos să-i dea revelația Apocalipsei. Și ce spune Biblia? Că s-a prăbușit ca mort înaintea Domnului Isus Hristos. Or Moise, care este prorocul tip al Domnului Isus Hristos, că a spus, va ridica un proroc ca mine. Nu a putut să-L vadă pe Dumnezeu în toată splendoarea și slava Lui. Nu l-a putut vedea decât pe dinapoi, acoperit de mâna Lui Dumnezeu. Vedeți, sunt foarte mulți oameni și cred că se merită paranteza asta, care spun, domnule, dacă există Dumnezeu, eu vreau să-L văd pe Dumnezeu. Omul ăla nu știe ce vrea. El vrea să moară, el vrea să ardă, el vrea să fie incinerat. Păi gândiți-vă la un lucru. Soarele este o stea de mărime medie în Universul nostru. Nici măcar nu e printre cele mai mari. Sunt stele care înghit mii de sori. Și nu te poți uita la soare, și dacă ne-am apropia numai un pic mai mult, ar arde tot pământul. Și soarele este o stea creată de Dumnezeu, care nu se compară cu strălucirea Creatorului. Că Biblia spune că Dumnezeu stă într-o lumină strălucitoare de care nu te poți pentru că te consumă. Și sunt oameni care spun: Eu vreau să-l văd pe Dumnezeu. Dar omul ăsta vrea să moară. Vrea să fie nimicit, vrea să fie distrus. Că nimeni nu-l poate vedea pe Dumnezeu, spune Cuvântul Domnului, și să trăiască. Cel care ni l-a arătat, care ni l-a adus pe Dumnezeu într-o formă abordabilă, să-l vedem și să nu murim, este Domnul Isus Hristos. El este chipul și strălucirea lui Dumnezeu la nivelul supraviețuirii noastre. Că dacă Dumnezeu venea în toată splendoarea Lui, ne nimicea, ne distrugea. Ei, Domnul Iisus Hristos spune, toți meritați să muriți, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel, toți meritam moartea. În al doilea rând, unii au mai mult timp decât alții. Și atenție, nu este răutatea lui Dumnezeu, că unii au mai puțin timp. Este bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, că unii au mai mult timp. Dar bunătatea și dragostea lui Dumnezeu se arată pentru toți. Pentru că toți au parte de chemarea la pocăință. Galileienii! care au fost uciși de Pilat, locuitorii Ierusalimului striviți de turnul Siloamului, au avut șanse să se pocăiască și au refuzat. Problema nu este a lui Dumnezeu, diferențele pe care le face Dumnezeu, că ăștia au pierit și voi nu. Nu interpretați lucrul ăsta ca o răutate a lui Dumnezeu, că în zilele de astăzi foarte mult sunt, păi dacă e Dumnezeu tot puternic și dacă e binevoitor. Pentru ce mor alții? Toți oamenii mor pentru că merită să moară datorită păcatului. Dacă tu ești viu astăzi, nu este pentru ca să îl arăți cu degetul pe Dumnezeu să-i reproșezi că alții au murit astăzi. Este ca să te cutremuri și să te pocăiești și să vezi în faptul că ți-a mai dat Dumnezeu o seară, că ți-a mai dat Dumnezeu o zi, bunătatea lui Dumnezeu pentru tine, nu-l descurca și nu-l încurca pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu n-ar nevoie de nimeni nici să-l încurce, nici să-l descurce. Dumnezeu se va descurca bine mersi în eternitate când va da socoteală nu înaintea ta sau a mea, ci înaintea propriei lui dreptăți de tot ceea ce a făcut și de toate deciziile pe care le-a luat. În seara asta tu nu ești aici să lei la întrebări pe Dumnezeu. Tu ești aici să te uiți în viața ta. Tu, care meritai să fii mort în momentul ăsta, și căruia Dumnezeu ți-a mai dat o zi, ți-a mai dat o seară, ți-a mai dat o șansă. Vezi în asta bunătatea lui Dumnezeu. În final, toți trecem, dar nu la fel. Atunci, de ce a spus Domnul Isus Hristos? Toți veți pieri la fel. Nu toți vom pieri la fel în sensul că. Ne va strivi un turn, ne va călca o mașină, ne va lovi o boală. Nu. Nu. Fiecare moare în modul lui unic, inclusiv oamenii care au același diagnostic. Moartea este unică. La fel de unică cât de unici suntem fiecare dintre noi. Dar ascultați. Acest la fel. Are de a face cu o stare de nepocăință și de a nu fi mântuit. Toți veți pieri nemântuiți. Care a fost numitorul comun? De fapt, Domnul Iisus Hristos deschide o fereastră a adevărului în dreptul morții acestor Galileeni și a celor 18 inși. Și și ce ne spune? Au murit nemântuiți. Nu numai că s-au pierdut acele 18 vieți și viețile galileenilor. Ce s-au pierdut sufletele lor. Și acum spune Domnul oamenilor care sunt în prejurul Lui: Dacă nu vă pocăiți, veți pieri la fel ca ei. Nu striviți de un turn, nu neapărat omorâți, ci ne mântuiți. Ceea ce declară Domnul Isus Hristos despre toți acești oameni este că în ziua morților s-a rostit sentința lor veșnică. De-aia au murit la fel. Unii uciși de Pilat, alții sub turn, dar toți la fel, adică nemântuiți. Și toți veți pieri la fel dacă nu vă ceea ce schimbă destinul tău. Este întoarcerea la Dumnezeu, este pocăința. Pentru că unii pierd spre pierzarea veșnică, alții trec în viața veșnică. Cuvântul cheie este pocăința. Vedeți, când pe noi ne-au poreclit oamenii în România pocăiți, au făcut-o din ignoranță, din răutate și datorită faptului că noi am vorbit foarte mult despre pocăință. Noi le-am dat porecla să o folosească împotriva noastră. Dar noi n-am făcut absolut nimic decât am citat Scriptura. L-am citat pe Domnul Isus Hristos. Oamenii aceștia, în ignoranța și în nebunia lor, au folosit cuvântul cheie, care stă între viață și moarte, care stă între rai și iad, care stă între pierzare și viața veșnică, eternitatea închin și eternitatea în fericire. Cuvântul cheie fiind, pocăința, pocăiți-vă, pocăiți-vă. Le-a spus Petru ca un imperativ în ziua cinzecimii, când oamenii au întrebat, ce să facem ca să nu pierim? La fel pocăiți-vă. este cuvântul cheie. Pilda se adresează la momentul respectiv poporului Israel care urma să fie tăiat smochinul. Uh, vedeți, smochinul îl reprezintă pe Israel în Biblie. Și smochinul urma să fie blestemat și lepădat timp de 2000 de ani. Nu pentru totdeauna. Timp de 2000 de ani. Vă aduc aminte că ultima tentativă a Domnului Isus Hristos a fost intrarea triumfală. Când toți s-au bucurat și au crezut că se restaurează împărăția lui Israel și Hristos a plâns pentru că s-a rostit în acea zi. În ziua aia s-a rostit sentința întregului Ierusalim și a întregii națiuni când Domnul a spus, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi. Astăzi, dacă ai fi cunoscut. Dar acum, dacă ai fi cunoscut lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum sunt ascunse de ochii tăi. Iată că vor veni zile. Și Domnul Iisus Hristos descrie tragedia lepădării lui Israel, a blestemării smochinului. Principiile acestei pilde însă sunt interschimbabile. Se referă și la poporul Israel din Vechiul Testament, se referă și la credincioșii din noul legământ. Și au o aplicație și la nivel național pentru Israel, dar la nivel personal pentru fiecare dintre noi. Ori noi uh, ne vom ocupa de sufletele noastre în seara aceasta și-aș vrea să vă prezint pildele, principiile pildei smochinului neroditor. Primul principiu este principiul sădirii. Principiul sădirii. Versetul 6, el a spus și pilda aceasta, un om avea un smochin sădit în via sa. În Isaia, capitolul 61, spune cuvântul Domnului, este vorba despre Domnul Isus Hristos. În mod profetic, cuvintele acestea sunt atribuite Domnului Isus Hristos înainte de a le rosti și apoi le rostește Domnul Isus Hristos în sinagogă. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a Și spune aici tot ce l-a uns Domnul să facă. Și ascultați versetul 3 ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii. Ce înseamnă terebinți? Terebinții sunt niște copaci falnici, niște copaci frumoși. Să fie niște terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului ca să slujească spre slava Lui. Iată Domnul Iisus Hristos, care a adus harul și adevărul în lume, a venit să sădească copaci ai neprihănirii în via lui Dumnezeu practic până la Domnul Isus Hristos, mochinul, pomul sădit, care trebuia să rodească în gospodăria, în livada, în proprietatea stăpânului, a fost Israelul. Ce spunea Ioan? Veți fi lepădați, pentru că sunteți doar frunze și Dumnezeu își va alege un alt norod dintre toate neamurile care va aduce ce? Roadele cuvenite. Cu alte cuvinte, după ce Dumnezeu a lepădat pentru o vreme pe Israel și ne-a ales pe noi, ne-a sădit, ne-a sădit în viața. În psalmul 92 spune, versetul 13, cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Dragul meu, când l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, El te-a luat și te-a sădit în via Lui. Ăsta este principiul sădirii. Apostolul Pavel vorbește despre strămutarea din împărăția întunericului în împărăția Fiului dragostei sale. Ei, această strămutare din sălbăticie în viața stăpânului este exact acest principiu al sădirii. Deci ne-a scos, ne-a smuls din întuneric și ne-a așezat în împărăția sa. Cum? Prin sădire. În Psalmul 1 spune că el este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Tu, ca și copila lui Dumnezeu, ești sădit în via Domnului. Al doilea principiu este principiul rodirii. Ai fost sădit în via lui cu un scop. Scopul tău este să aduci rod. Tu nu ai fost adus acolo în mod decorativ, cu un scop decorativ. Să știți că există foarte mulți pomi. Sădiți pentru decor. Pe o parte și pe alta, străzii, încă există concursuri, care sunt uh, orașele cu cei mai mulți pomi. Bine, și pomii ăștia decorative au un scop, și pomii care n-au decât frunze au un scop să producă oxigen. Dar în viața stăpânului există pericolul să faci umbră pământului degeaba. Orice pom care nu aduce rod în via stăpânului nu își împlinește scopul, nu își împlinește menirea. Și pentru că sunt foarte mulți care întreabă, dar ce înseamnă rod? Rod înseamnă trei lucruri. Și ne putem verifica în seara aceasta dacă rodim sau dacă nu rodim. Că cineva ar spune, dar ce aia? În primul rând, există rod de caracter. Se numește roada Duhului, care ne schimbă caracterul, ne ajută să ne stăpânim temperamentul și să rodim un comportament demn și vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Ăsta se numește rod de caracter. Ce înseamnă rod de caracter? Un comportament evlavios un comportament sfânt, o vorbire dreasă cu sare. Astea sunt roade vrednice de împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului. Îi cunoașteți caracterele, trăsăturile. Asta înseamnă mai întâi rodire. Un pom care are un comportament nou, care are o natură nouă. Care are o viață schimbată, care este Vlavios și Sfânt. Ăsta e un om care rodește. 2. Este rod de ordin caritabil, nu numai de ordin al caracterului, ci de ordin caritabil. Spune cuvântul Domnului: Să fiți cei din tâi în fapte bune, să rodim prin ajutorarea celor care sunt în nevoie un pom face roade prin fapte bune. Prin fapte bune. Știți că una dintre roadele Duhului este facerea de? Facerea de bine. Facerea de bine. Este foarte important, frați și surori, să nu putem să trecem pe lângă oameni care au nevoie de ajutorul nostru. Fără să sărim ca arși. Uh, Dumnezeu a pus la încercare biserica noastră în ultimii ani foarte mult. Am avut o sumedenie de cazuri de cancer, inclusiv copii bolnavi de cancer. Uh, situații limită. Ne-au întins până la maxim. Pentru că vorbim de familii cu copii mici, vorbim de tratamente costisitoare, vorbim de lucruri care pur și simplu au devenit o povară. Știți ce s-a întâmplat? S-au adunat frații și surorile, familiile. Au plătit integral tratamente, inclusiv în Mexic, la clinici de specialitate de acolo plus, au întreținut acele familii pe tot timpul bolilor și în timpul ăsta Dumnezeu ne-a binecuvântat să plătim 3 milioane din datoria pe care am acumulat-o datorită construcției pe care am făcut-o, cu alte cuvinte, pentru că am ajutorat și pentru că am făcut fapte bune, Dumnezeu nu ne-a lăsat să rămânem în urmă nici pe partea cealaltă. Că omul, când se învață să fie darnic, e darnic la toate. Și vreau să vă mai spun ceva. Surorile s-au unit și la toate aceste familii, luni de zile, le-au dus mâncare gătită acasă. Pentru că atunci când ai grijă de un soț bolnav, atunci când ai grijă de o soție bolnavă, atunci când ai grijă de copii bolnavi. Ultimul loc unde trece prin cap să te duci este în bucătărie. Biblia zice să fiți buni și miloși unii cu alții și să simțiți unii cu alții. Frați și surori. Asta înseamnă a rodi. Asta înseamnă a rodi. Și trei, a rodi înseamnă prin Convertire prin aducerea oamenilor la mântuire. Pavel zicea, scria romanilor: Abia aștept să ajung la Roma să predic Evanghelia, să câștig vreun rod în mijlocul vostru. Rodul este de caracter, este caritabil și este de convertire prin aducerea unui rod bogat în împărăția lui Dumnezeu. Astea sunt cele trei lucruri pe care trebuie să le facă un pocăit. Pe care trebuie să le facă un pocăit. Pe care nu are voie să nu le facă un pocăit. Pe care un pocăit, dacă nu le face, nu e pocăit. Poate fi orice altceva. Poate chiar păcălit. Dar pocăiții au caracterul schimbat, caracter nobil, au un suflet dăruit pentru binele celor din jur și mai ales pentru binele spiritual. pentru mântuirea sufletelor lor. Principiul rodirii. Auziți, a venit să caute rod în el. A venit să caute rod în el și n-a găsit. N-a găsit. Se pare că pomul acesta, atunci când a încheiat legământ cu Domnul, a fugit de mânia viitoare. Se pare că acest pom, atunci când s-a botezat, a făcut o baie. Se pare că atunci când a ascultat predici în biserică, s-a uitat să vadă cui se potrivesc. Se pare că pomul acesta a continuat să aibă un comportament firesc, a continuat să n-aibă milă de cei din jur și a continuat să nu-i pese de mântuirea altora. Ce păcat! Principiul rodirii. 3. Principiul așteptării. Principiul așteptării. Al treilea principiu al pildei smochinului neroditor. Principiul sădirii l-a sădit în vie. Principiul rodirii a așteptat să rodească și a pretins să rodească, n-a avut niciun motiv să nu aducă rod. 3. Principiul așteptării. Versetul 7. Atunci a zis vierului, iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Și nu găsesc. Stăpânul n-a venit dintr-o dată în primul an cu comentarii de genul ăsta. A venit, a căutat, a văzut că nu este. Noi când vorbim de Israel, ne uităm la Domnul Isus Hristos care trece pe lângă smuchin în mod simbolic, îl vede că ce s-a întâmplat cu smuchinul la fizic, de fapt simboliza ce s-a întâmplat cu Israel. Îl vede, caută printre frunze rod, nu găsește, și îl blestămă în vechi, să nu mai dure, S-a uscat dată. Când au venit a doua zi, l-au găsit mort. Și am zice, păi dintr-o dată? Ascultați, Israelul a fost așteptat multe sute de ani. Dumnezeu a așteptat după Israel și Dumnezeu așteaptă și în dreptul fiecăruia dintre noi. Nu știu de cât timp sunteți întorși la credință. Într-o cercetare sinceră personală, dacă ne-am găsit falimentari la unul dintre cele trei categorii de rod și cineva spune, da, eu n-am de la, dar am de la. Ascultă, nu există așa ceva. Am venit să caut rod, că sunt trei feluri e una. Dar fără de niciuna dintre ele nu se poate. N-ai voie să predici de la amvon. Și să nu te doară de suferința fratelui tău. N-ai voie să faci bine fratelui tău, dar să nu te intereseze de sufletul lui sau să nu te intereseze de cântare, și de predicarea cuvântului și de slujire. Pentru că auziți, în Ioan 3, când vorbește cu Nicodim, Domnul spune că sfinții vin la lumină să li se vadă faptele pentru că sunt făcute în Dumnezeu. Pentru că faptele voastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Ele trebuie făcute în Domnul. Spune, prin har ați fost mântuit. Efesen 2, capitolul 8, dacă putem să afișăm. Efesen 2, 8. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, versetul 9, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Ne oprim aici și spunem, e, simplu, ieftin. Versetul 10 căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Ce facem? Cântăm, cântăm și ne rugăm, vestim Evanghelia, ajutorăm, ne purtăm demn, le facem pe toate? Pentru că nu se poate fără vreuna dintre aceste roade. Pe toate trebuie să le avem. Ori dacă în seara asta, gândindu-te la aceste feluri de rodire, și să vă spun unde suntem cei mai falimentari în vremea de astăzi, în aducerea Sufletelor la Hristos, până și voi, toflenii, care ați excelat în domeniul ăsta. Ați excelat! Rata de creștere a mântuiților, în toflea, a depășit. Rata tuturor mișcărilor spirituale și denominațiilor creștine din Europa și probabil și din America, numai pe undeva prin Africa sau prin America de Sud au mai fost mișcări comparabile cu voi, ca procentaj. Însă am început să, să scadă. De ce? Pentru că oamenii din prima generație de credincioși au murit pe Metereze. Ăștia când s-au sculat dimineața, primul lucru, s-au gândit pe cine să mă mai duc să evanghelizez. Când au mers pe stradă, s-au uitat în curțile voastre, să vadă cine e pe afară, la cine mai pot spune de Hristos. Altfel nu aveați cum să creșteți cum ați crescut. Pe unii v-a scos din birturi, din crime, din înșelăciuni, din furturi, din temirce. Dar au fost oameni care n-au avut nicio problemă să bage mâna după voi. Și ce se întâmplă acum? Au trecut câteva generații și am devenit foarte comozi. Ce să vină la biserică dacă le trebuie. Mare grijă, frați și surori. Spuneam și aseară, și vreau să vă spun, știți când împăratul David nu s-a mai dus la război, a luat-o mai ușor, acum avea generali, avea armate, avea... S-a plimbat pe acoperiș. Se pare că a fost destul de înalt acoperișul ăla, că și-a frângâtul. Știți de ce mulți credincioși își frângâtul? Că stau degeaba. Și zice Biblia, vai de cei ce stau fără grijă în Sion. Unii dintre voi nu mai aveți nicio grijă. Mor mulți din casa ale voastre nemântuiți. Și nu ne mai spuneți nimic. Vecinii voștri, colegii voștri. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem că Dumnezeu așteaptă după noi să rodim. A așteptat tot anul ăsta, un an întreg, Ați avut pildă asta în fața ochilor. Și uite că sunteți în viață, aproape de sfârșitul anului. Și ce înseamnă asta? Dumnezeu a așteptat în dreptul nostru. Lăudați să fie numele Domnului. Principiul așteptării 2 pentru 3 cu 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii ce are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Iată, dar răbdarea lui Dumnezeu. În Roman, capitolul 2, versetul 1, ascultați ce spune cuvântul Domnului, așa dar omule, oricine ai fi tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăci dezvinovăți. Căci prin faptul că judești pe altul, te o să singur, fiindcă tu care judești pe altul, Faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul, adică e corectă. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri, adică nu rodesc în caracterul lor, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu sau disprețuiești tu bogățiile bunătății în găduinței și în delungii Lui răbdări. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Vă aduc aminte că vorbind despre potop. Spune Cuvântul Domnului că în vremea aceea Dumnezeu l-a folosit pe noi ca propovăduitor al neprihănirii în ziua în care aștepta în zilele așteptării Lui. 120 de ani a construit noi corabia în așteptarea mâniei lui Dumnezeu prin potop. Și ăsta era un propovăduitor al neprihănirii. Și oamenii au refuzat să se pocăiască și atunci a venit catastrofa peste toți. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care așteaptă principiul așteptării. 4. Principiul mijlocirii. Principiul mijlocirii. Versetul 8, Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Știți că stăpânul vie e Dumnezeu Tatăl. Ei, vierul este Domnul Isus Hristos. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului la 1 Timotei 2 cu 5. Dacă putem pune 1 Timotei 2 cu 5. Că este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. 1 Ioan 2 cu 1. 1 Ioan 2 cu 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu, păcători, scopul pentru care scrie, nu este ca să ne creeze o cale de a păcătui fără consecințe. Că mulți, inima omului spus de înșelătoare, de deznădăjduit de rea, și când spune, dar dacă a păcătui cineva, avem la Tatăl lui Mijlocitor, pe Iisus Hristos cel nepricănit, a, avem soluția, hai să păcătuim. Ce spune Pavel în roman? Ce să facem să păcătuim ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Și aici vreau să subliniez un lucru cu privire la mijlocire. E adevărat că dacă tu și eu suntem în viață și dacă Dumnezeu continuă să aștepte în, jur, în, în dreptul nostru, e datorită mijlocirii Domnului Isus Hristos. Slăvit să fie Domnul pentru această mijlocire binecuvântată și sfântă. Știți că diavolul este în cer și ne acuză și ne pârăște. El e pârâșul nostru. Dar avem un avocat, avem un mijlocitor care ne apără cauza și care spune mai lasă-l, mai îngăduie el E principiul mijlocirii. Dați-mi voie să vă spun ceva despre jertfa Domnului Isus Hristos. În vechime, că trebuie să avem o atitudine corectă față de această mijlocire. În vechime, când oamenii trebuiau să aducă jerfe de animale pentru păcatele lor, care era scopul lui Dumnezeu? În primul rând, fără vărsare de sânge, nu este iertare de păcate. Cineva trebuie să plătească. Dreptatea lui Dumnezeu cere retribuție. Cineva plătește. Și în lumea asta, vorbim de justiția lumii. Dacă ai comis o ilegalitate, o fraudă sau ceva, trebuie plătit. Cine a făcut fapta respectivă, trebuie să plătească pentru ea. Acum, plata păcatului este moartea. Pentru tot ceea ce a păcătuit un om, trebuia să plătească el. Cum să plătească? Plata păcatului este moarte. Păi să-i omoare pe toți, deodată. Și atunci Dumnezeu a spus, uite, aduceți o jertfă fără cusur. Găsesc o soluție. Plătim cu sângele acestei jertfe și tu ești iertat și lăsat să mai trăiești un an. În mod normal, ce a așteptat Dumnezeu de la niște oameni normali, era să se uite la mielul acela nevinovat. Să vadă cum este sfâșiat străpuns, cum îi se scurge sângele și să spună, mielul ăsta suferă, moartea asta tragică, cruntă, nu pentru că a făcut ceva să merite, ci din cauza mea. Pentru că în anul care a trecut, am furat, am vorbit urât, m-am purtat urât cu cei din jurul meu, am comis păcate, unele mai mici și altele mai grave. Și din cauza mea, ca eu să nu mor, eu trebuia să fiu în locul acestui miel. Dumnezeu m-a cruțat, a acceptat să fie jertfit acest miel și eu mă duc bine mersi acasă la nevasta mea, la copiii mei, la familia mea, la ogorul meu, la afacerile mele, la treburile mele. Și uite ce a anticipat Dumnezeu. Că în anul care urmează, ori de câte ori omul acesta ar fi fost ispitit să facă o faptă rea, să vorbească urât, să se poarte nedem, și-ar fi adus aminte de mielul acela. Și inima lui ar fi fost îndurerată și întristată și ar fi spus, nu mint, nu înșel, nu comit păcatul ăsta pentru că am fost traumatizat de moartea nevinovatului miel. Și nu mai pot să păcătuiesc, nu mai pot să înghit stilul acesta de viață care produce moartea acestor animale nevinovate. Știți ce s-a întâmplat? S-a obișnuit cu imaginea aceea. Sumbră. S-a obișnuit. Și s-a uitat cum moare mielul și a zis... <laughs> eh. Că știți că oamenii se obișnuiesc cu sânge, cu răni, cu de toate. Stomacul lor devine rezistent. Inima lor se împietrește. Și n-a zis când a urmat prilejul de păcătuire, nu păcătuiesc, că cu miel, nu știi ce a spus? Îl duc pe ăsta și tai gâtul și pot să mai păcătuiesc un an. Frați și surori, înainte să-i acuzăm pe evrei, puneți înapoi unui Ioan doi cu 1. Când vine prilejul de păcătuire, Zice, copilașul lor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Când vă duceți aminte de jertfa lui Hristos la Calvar, acum două mii de ani, când prin credință este zugrăvit Hristos, nu prin scenete, prin filme, prin, nu, 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 prin credință, spune în Galateni. A fost zugrăvit Hristos înaintea ochilor voștri, prin credință. Nu avem nevoie de actori care să joace scene ca să știm ce înseamnă Că cu filme, și cu teatre, și cu scenete, și oamenii beau nelegiuirea ca apa. Că toată lumea știe că sunt trucaje. Dumnezeu nu te cheamă să vezi niște trucaje. Dumnezeu nu te cheamă să vezi niște imagini produse în computer. Cât de sângeroase și de teribile ar fi. Dumnezeu nu te cheamă să vezi un film de groază. Dumnezeu nu te cheamă să vezi imaginația oamenilor, ci Dumnezeu te cheamă direct la calvar. Prin credință te duci 2000 de ani în urmă și ești acolo, la picioarele crucii. Și închizi ochii, cercetezi scripturile și înțelegi și vezi exact ce s-a întâmplat acolo. Și prima ocazie când îți vine să păcătuiești, te blochezi și spui cum să ne socotesc jertfa nu a unui miel, nu a unui animal, ci a Fiului Lui Dumnezeu care și-a dat viața pentru mine ca eu să trăiesc. Iată de ce, dragii mei, că mă întorc înapoi la 1 Ioan 2 cu 1, că vreau să înțelegem că Domnul mijlocește pentru noi și ne iartă păcatele, dar nu cu o atitudine de bine că a murit ca să mai pot păcătui eu, nu cu atitudinea aia. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu ne vrei în capitolul 10, de la versetul 26. Evrei 10 cu 26. Căci dacă păcătuim, cu voia, intenționat, ca murim mielu, ca murim mielu, că mijlocește mielu. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jerfă pentru păcate, a venit vremea când nici mei nu au mai fost de ajuns. Când nici vitele, nici sapii, nimic n-a mai fost de ajuns. Bat jocuri a ajuns la culme. Versetul 27. Și doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. 28. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. 29 cu cât mai aspră pedeapsă, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va bazocori pe Duhul Harului. Și acum ne întoarcem la 1 Ioan 2 cu 1, că acum nu mai citim versetul ăla și dăm din numeri și spunem a murit putem păcătui acum numai. Acum prețuim mijlocirea Mântuitorului atunci când avem scăpări, atunci când din neatenție, doar pentru că suntem oameni, doar pentru că suntem în natura aceasta trecătoare, doar că avem un moment de neveghere, dar tremurăm, ne silă nouă de noi înșine, ne pocăim. Ia ascultați copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit care zice, mai lasă un an. Al cincilea principiu al pildei, principiul îngrijirii. Principiul îngrijirii. Nu numai că vierul mijlocește și pormă spune, hai să lăsăm să vedem ce face anul ăsta. Hai să vedem cum o scoate la capăt. Ia ascultați versetul 8. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. În Ioan 15 spune, pe mlădița care aduce roadă, el o curăță ca să aducă și mai multă roadă. Iată că și pe pomul care n-aduce roadă, el îl îngrijește, face tot ce depinde de el ca să înceapă să rodească. Îi creează toate condițiile necesare. Dragii mei, am să vă spun un lucru care o să vă deranjeze. Dar este adevărat. Una dintre cele mai mari fraude ale teologiei moderne este o teologie mutilată, schimbată, deformată și de cele mai multe ori eliminată din teologie a suferinței. Nu ne place gunoiul la rădăcină. Ascultați! Atunci când suferim, Dumnezeu folosește suferința pentru ca să o convertească în rodire. Nu disprețuiți suferința. Nici din viețile voastre, nici din viețile altora. Nu considerați un blestem. Vedeți, noi ne uităm la frații noștri când trec prin încercări. Și spunem, la bătut Dumnezeu, la pedepsit Dumnezeu. Ascultați. Sunt unii care n -adă roadă și Dumnezeu îi îngrijește. Sunt unii care aduc roadă și Dumnezeu știe că potențialul lui e mai sus. Și îl curăță ca să aducă și mai multă roadă. Dragă pomule, am la tine, veziți de umbra ta și nu te băga între vier și pomii lui. Că în dreptul fiecărui pom știe el ce face. El are măsura fiecăruia. Când am trecut prin suferințele prin care am trecut mai mulți ani în urmă și au fost câteva luni așa în cumpănă, Am stat o dată de vorbă cu soția mea și am spus, auzi, dragă, noi păstorii suntem cei mai vulnerabili oameni. Pentru că uneori, în dorința de a păstra dreaptă calea, sfințirea, la unii le dăm ceva mai multe bobărnace decât trebuie, sau în dorința de a salva suflete, de a recupera suflete, la unii le dăm mai multe indulgențe decât trebuie. Ca oameni, niciodată nu o merim. Vreau să vă spun că încă nu există un caz în pastorația mea. Mâine, poimine, împlinesc 40 de ani de pastorație în care să fi nimerit exact perfect. Însă, în momentul în care mai trece omul prin suferință. Am vorbit cu un tovarăș de slujbă slujitor, trecut de 70 de ani, l-am întrebat, cum ești mai? Zice, auzi, zice, în ziua în care mă trezesc dimineața și nu mă doare nimic, înseamnă că am murit. Ascultați! Toți avem încercări, necazuri, suferințe în viețile noastre. Aurul Trebuie încercat și purificat prin foc. Dacă Dumnezeu nu ne-ar încerca și nu ne-ar mai pune din când în când cu noi la rădăcină, ar însemna una din două. Unu, ar însemna că suntem perfecti și desăvârșiți și Dumnezeu nu mai are ce îmbunătăți în noi. E vreunul care se laudă cu așa ceva. Doi, ar însemna că Dumnezeu ne-a lepătat. ori de câte ori simt un junghi, ori de câte ori simt o apăsare, ori de câte ori mă insultă cineva, ori de câte ori se întâmplă ceva care nu-mi place. Știți care e concluzia mea? Mă pocăiesc, mă curățesc, rodesc și îl laud pe Dumnezeu că nu sunt lepădat. Ascultați evrei, capitolul 12. Există o teologie a prosperității care merge în toate aceste compartimente ale existenței. À, în compartimentul material, în cel spiritual, cu exagerări de genul tragem cu mitraliera în uh, duhuri, și că predicatori, am tras cu mitraliera în duhuri ca să plece în dimineața asta de aici. Demențe. Demențe. Îl calc pe satana, mi-a ai grijă că se rup gâtul, alunece se rup gâtul. Declarații impertinente și obraznice. Când marele arhanghel Mihail, nu și-a permis să spună mai mult decât, Domnul să te mustre satana. Teologia aceasta, Evanghelia aceasta a prosperității, este plină de exagerări. Atât în domeniul spiritual, în domeniul material, de ce în domeniul material? Pentru că pornește de la ideea că trebuie să fim bogați și prosperi. Nu e adevărat. Teologia despre prosperitate pune două întrebări. Cum ți-ai câștigat banii și ce faci cu ei, dacă ești prosper? Astea sunt cele două întrebări. Nu există niciun semn de exclamare în prosperitate. Nimeni nu trebuie neapărat să fie bogat. Dar dacă cineva este, cele două întrebări sunt. Cum și ce faci cu ce ai? Asta va dovedi dacă bine binecuvântări sau nu. Că dacă le-ai câștigat necinstit, nu bine binecuvântări. Și dacă nu faci cu ele ce trebuie, cu binecuvântările, le pierzi. Sau nu le transferi în împărăția lui Dumnezeu. Te bucuri de ele doar aici. Și dacă doar pentru viața asta ne-am pus în nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Însă, există un transfer al acestei teologii false, inclusiv în aspecte legate de sănătate. Când spune omul că trebuie să-i meargă toate perfect și trebuie să fie sănătos perfect. Și eu mă uit la cel mai mare sfânt pe care l-a avut Dumnezeu în har. De la Domnul Iisus Hristos încoace, Apostolul Pavel, auzi, frate Onis, știi care mai e un motiv pentru care Dumnezeu ne mai dă și țepușuri? Ca să ne țină smeriți, frate. Să nu ajungem să fim prea mari. La un moment dat e posibil să ne laude oamenii că suntem prea mari. Și vine Dumnezeu și îți bagă un țepuș în coastă. Și l-a pus și lui Pavel acolo. Și Pavel s-a rugat de trei ori. Și a zis, Doamne, dacă e cu putință, nu? Îndepărtează paharul ăsta, îndepărtează țepușul. Și zice, Domnul mi-a spus, Harul meu ți este îndeajuns. Din pricina marilor descoperiri și lucruri pe care mi le-a arătat Dumnezeu, ca să nu mă umflu de mândrie și să mă țină smerit. Știi că suferința are și un rol preventiv. Nu numai ca să rodești. Nu numai ca să rodești mai mult, ci și pentru ca să nu încetezi să rodești. Și au zis ce spune în Evrei 12. De la versetul 11. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă, aduce celor ce au trecut prin școala ei ce? Roada dătătoare de pacea neprihănirii. lăudat să fie numele Domnului. Știu că nu ne plac suferințele și nu vi le doriți că nu trebuie. Vin. Că vă place, că nu vă place, vin pentru că am fost rânduiți să suferim. Am, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți că ce am biruit lumea. Iată, dar principiul îngrijirii, Dumnezeu ne îngrijește, chiar și în felul ăsta. Al șaselea principiu, hai să le recapitulăm să nu le uităm, principiul sădirii, primul, principiul rodirii, principiul așteptării, principiul mijlocirii, principiul îngrijirii, șase, principiul avertizării. Principiul avertizării. Să știți că Dumnezeu nu pedepsește din senin. Dumnezeu avertizează. Foarte mulți îl judecă pe Lot că s-a dus în Sodoma și Gomora. Și e adevărat, modul lui de a alege a fost un mod prin vedere. Avram și-a ales muntele. E adevărat că Lot a adus-o foarte bine în Sodoma din punct de vedere spiritual, deși atenție, să nu judecăm oamenii pe care îi laudă Dumnezeu. Știi ce spune despre Lot? Petru? Că acest neprihănit își chinuia în fiecare zi sufletul lui neprihănit din pricina nelegiuirii acestor oameni. Lot a fost un neprihănit. Eu cred că Dumnezeu a îngăduit ca Lot să ajungă în Sodoma pentru ca să fie o mărturie pentru acele cetăți. A fost un om proeminent, a locuit la poarta cetății. S-a văzut neprihănirea lui, s-a văzut nemulțumirea lui, că dacă își chinuia sufletul, nu râdea și nu zâmbea. Că spun mulți, a, ginerii lui au crezut că glumește pentru că Lot era un glumeț. Oamenii care își chinuie sufletul, n-au chef de glume, fraților. Să nu-l judecăm pe Lot. Știu că sună, mai ales predicatorii, pf, ai, de fuge imaginația și... Dăm, dăm cu pietre după toți. Lot a fost neprihănitul lui Dumnezeu, așezat ca mărturie într-o cetate care urma să fie nimicită. Și Sodoma a avut parte și de mijlocire. Știți că Avram a mijlocit pentru Sodoma și comoră. Ei, Dumnezeu avertizează. Este principiul avertizării. Niciodată Dumnezeu nu rostește sentințe ascunse, fără să le comunice. Vă aduc aminte de cetatea Ninive, unde Dumnezeu îl trimite pe Iona, nu intrăm în amănuntele trimiterii lui, depărtării lui, fugii lui, că l-a înghițit peștele și pormă s-a dus în sfârșit. Ci doar atât. Prin Iona Dumnezeu rostește o sentință. Nu le spune nici ce să facă, nici că ar trebui să facă ceva, ci doar le rostește sentința. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și oamenii se pocăiesc. Și Dumnezeu ia aminte. Dumnezeu avertizează. Noi de multe ori când suntem avertizați de Dumnezeu prin cuvânt, ne deranjează lucrul ăsta. Ne simțim inconfortabil, ne simțim amenințați nu confundați amenințarea cu avertizarea. Amenințarea e ca să te intimideze și ca cineva să te oblige să faci ca el. Avertizarea vine din inima unui om care nu-ți vrea răul, îți vrea binele, îți vrea îndreptarea și te avertizează că vine pericolul. Dorește să scapi de pericolul acela. Și Dumnezeu niciodată nu amenință. Ia ascultat ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Oh, în Ieremia 23 cu 33, începând. Dacă poporul acesta sau un proroc sau un preot te va întreba, este vorba de Ieremia, nu? De prorocul Ieremia. Care este amenințarea Domnului? Că Ieremia e bun numai de amenințări, nu? Să le spui care este această amenințare. Dumnezeu vorbește și sarcastic. Vă voi lepăda, zice Domnul, versetul 34. Și pe prorocul, pe preotul sau pe acela din popor care va zice o amenințare a Domnului, care pune titlul acesta Descoperirilor lui Dumnezeu, îl voi pedepsi pe el și casa lui, versetul 35. Așa să spuneți însă fiecare aproape lui său, fiecare frate lui său, ce a răspuns Domnul? Sau ce a zis Domnul? Nu ce a amenințat Domnul. Dar să nu mai ziceți o amenințare a Domnului, căci cuvântul fiecăruia va fi o amenințare pentru el. Când spui iar ne-a amenințat Domnul, transformi cuvântul ăla într-un blestem și într-o amenințare pentru viața ta. Mai departe. Veți suci astfel cuvintele Dumnezeului celui viu, cuvintele Domnului oștirilor Dumnezeului nostru. Așa să zici prorocului, ce ți-a răspuns Domnul sau ce a zis Domnul? Dar dacă veți mai zice o amenințare a Domnului, atunci așa vorbește Domnul. Pentru că spuneți cuvintele acestea, o amenințare a Domnului, măcar că am trimis să vă spună să nu mai ziceți o amenințare a Domnului, din pricina aceasta, iată, vă voi uita și vă voi lepăda pe voi și cetatea pe care vă dăduse în vouă și părinților voștri. Vă voi azvârli dinaintea mea. Și voi pune peste voi o veșnică, o cară și o veșnică nicinste care nu se va uita. Frați și surori, avem un Dumnezeu care avertizează. Vreau să vă întreb un lucru. Dacă stăpânul e Dumnezeu și vierul este Domnul Isus Hristos, credeți că aveau nevoie să stea de vorbă așa cum au stat de vorbă în vie unul cu altul? Aveți impresia că Dumnezeu cu Domnul Isus n-au altă metodă de a comunica că ei sunt una? Ce gândește unul, gândește și celălalt. Ce știe unul, știe și celălalt. Ce vrea unul, vrea și celălalt. Sunt aceeași natură. Unde are loc discuția lor? Lângă pom. Ca să audă pomul. Ca să-l avertizeze, să-l pună în gardă. Vezi că te mai las un an, dar trebuie să rodești. Și dacă nu vei rodi, este principiul avertizării. Și în fine, al șaptelea principiu al pildei este principiul tăierii. Dragii mei, securea a fost înfiptă la rădăcina oricărui pom. Și dacă astfel s-a făcut copacului verde, ăsta e Domnul Iisus Hristos, știți că securea a fost aruncată la rădăcina lui? Și că a fost tăiat nu pentru el, ci pentru noi. Nu din cauza lui, ci din cauza noastră. Dar dacă până și copacul Hristos a suferit tăierea și Dumnezeu și-a ascuns fața și a trebuit să spună Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ai impresia că vei fi favorizat? Ce spune în Evrei în capitolul 2, cred că versetul 3? Putem să citim de la versetul 1, dar cheia este versetul 3. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi? Dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, răspunsul este, nu vom scăpa. Versetul 7 spune, Tael, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba. Și în versetul 9, Vieru spune, mai lasă-l un an, dar dacă nu va rodi, îl vei tăia. În Ioan 15 spune cuvântul Domnului pe orice mlădiță care nu aduce roadă, el o taie. Și mlădițele se usucă dacă nu sunt în Hristos și sunt aruncate în foc. Încheiem cu Roman capitolul 11, unde cuvântul Domnului, pentru că totuși smochinul, din punct de vedere biblic, este poporul Israel. Pasajul pe care îl citesc se numește Înștiințarea neamurilor. Eu aș numi o avertizarea neamurilor. Avertizarea neamurilor. De la versetul 11. Întreb, dar. S-au potignit ei, adică Israelul, ca să cadă? Nici de cum. Ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. Mă opresc un pic aici să vă spun ce se întâmplă. Bineînțeles că Israelul s-a potignit și a căzut. Dar este exact ce v-am spus la început. Nu ne uităm la unii care sunt tăiați, secerați și spunem, Dumnezeu e rău. Ne uităm la noi care am rămas în viață și suntem îngăduiți și zicem Dumnezeu e bun. Nu ne uităm la Israel și spunem ei au căzut și a terminat. Nu. Nu ne doare de alții. Nu ne uităm la galileeni și spunem ăștia au fost cei mai păcătoși dintre galileeni. Nu ne uităm la iudei că peste care a căzut turnul Siloamului și spunem ăștia au fost cei mai păcătoși din Ierusalim. Nu ne uităm la noi și spunem, nu suntem cu nimic mai bun ca ei, mila și bunătatea lui Dumnezeu ne-a mai dat timp să ne pocăim. Deci, întreb dar, s-au putinit ei ca să cadă? Nici de cum, nu, nu, nu spunem asta. Ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. 12. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerilor, lor, când rămășița va fi mântuită. Vă spun vouă neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea. Și caut ca dacă este cu putință să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii din ei. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Asta s-a întâmplat în 1948 și se va întâmpla când în toată rămășița va fi mântuită. Iar dacă cele din tâi roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, datorită nerodirii, nu? Și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dar vi zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adevărat. Au fost tăiate din pricina necredinței lor. Și tu stai în picioare, dar prin credință. Nu te îngânfa, dar ci teme -te. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, ramurile de drept, ramurile alese, ramurile predestinate. Pentru că după aia a pornit Harul și Năvala. Când oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit nu te va cruța nici pe tine. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut. Și bunătate față de tine dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Altminter sau altfel, vei fi tăiat și tu scumpii să fie Domnul, că nu ne-a așteptat nimeni să ne facă una cu pământul. Slăvit să fie Domnul, că n-a fost niciun accident, nu ne-a strivit nimic, nu ne-a omorât nimic până în seara asta, să ajungem aici, în casa lui Dumnezeu. Nu pentru că am fost mai buni ca alții, ci pentru că Dumnezeu ne-a arătat mila și îndurare. Te rog frumos de tot te rog foarte frumos, nu pleca în seara aceasta până nu-ți pui întrebarea. Aduc rod. Uită-te la caracterul tău. Se vede roada Duhului Sfânt. Uită-te la faptele tale. Simți cu alții, suferi cu alții. Uită-te la rodul de mântuire de convertire pe care trebuie să-l ajut Care a fost ultima persoană pe care ai chemat-o la biserică? Când ai adus ultima oară la mântuire pe cineva? Pentru că dacă au trecut ani de zile și n-ai vorbit cu nimeni de Domnul Isus Hristos, ești în pericol. Dumnezeu așteaptă rod de la noi. Și pentru că vorbim de pocăință, vă ofer un exercițiu care mi s-a întâmplat mie. În urmă cu câțiva ani, eram în mașină și Duhul lui Dumnezeu a vorbit conștiinței mele. Și mi-a pus o întrebare. Niciodată până atunci nu mi-am pus o asemenea întrebare. Bine, când ascultam o predică și predicatorul mustra anumite fapte, Mă gândeam și eu trebuie să mă pocăiesc de asta, de asta, de cealaltă. Însă întrebarea pe care mi-a pus-o Duhul Sfânt în cugetul meu a fost care este ultimul lucru de care te-ai pocăit? Despre care ai zis de azi înainte, nu mai zic sau nu mai fac asta. Atât de șocat am fost de întrebarea respectivă, nu datorită întrebării, ci datorită faptului că n-am știut să răspund. Nu mi-am adus aminte și n-am putut să identific ultimul lucru de care m-am pocăit. În anul ăsta, în anul trecut, în ultimii trei ani, în ultimii cinci ani, în ultimii zece ani, am tras mașina pe dreapta, când n-am mai văzut să conduc. Și atunci Duhul Domnului mi-a spus, ori ești deja desăvârșit, ori ai uitat să te mai pocăiești. De săvârșit nu eram. N-am plecat de pe marginea drumului până n-am găsit un lucru de care să mă pocăiesc. Și mi-am dat seama că de aia s-a și întâmplat să mă înțepe conștiința și să-mi vorbească Domnul. Cu vreo două săptămâni mai devreme, a venit un frate și nu mi-a admirat el mie predica cum a trebuit, că mi-a făcut un reproș. Și am dat cu el de pereți, l-am jignit, l-am insultat și am plecat de acolo satisfăcut, fericit. Că am avut ascuțimea. Și în sinea mea am zis să răspund nebunului după nebunia lui. În realitate, am jignit un frate și puteam să omor un suflet. Insulta respectivă și schimbul de cuvinte a fost cu privire la un articol de îmbrăcăminte. Vestimentar, despre care nu credeam că e păcat. Și nici acum nu cred că e neapărat păcat. Dar ca să-l pedepsesc pe Ionescu, pe obraznicul Ionescu, care pentru un lucru de nimic a fost în stare să strângă de gât un frate, pentru care acel lucru era o pricină de potignire, din ziua aia am renunțat la acel articol de vestimentație și m-am pedepsit. Nu pentru că am crezut că e păcat, ci pentru că am considerat că trebuie să mă pedepsesc. Pentru că dacă din cauza acelui lucru am fost în stare să-l jignesc, înseamnă că lucrul ăla valorează mai mult pentru mine decât fratele meu. Și orice lucru care pune stăpânire pe noi și de dragul căruia suntem în stare să omorâm un suflet, este un lucru de care trebuie să ne lepădăm. Ei, după aia am început să fiu puțin mai atent și am descoperit și alte lucruri. Și când am început să mă pucăiesc, a început să fie foarte dureros. Foarte dureros. Că știți ce trage Dumnezeu de sub noi? Preșul. Ne trage preșul de sub noi. Și lucrurile care credeam că ne dau valoare, care credeam că ne dau demnitate, care credeam că ne dau autoritate, Tocmai pe alea Dumnezeu în ia pentru ca să ne spună, eu sunt autoritatea ta. Eu sunt biruința ta. Wow! Mă opresc, frați și surori, să dea Dumnezeu să nu fim tăiați, ci să fim strămutați în minunata împărăție a Lui Dumnezeu. Amin.